Bună dimineața! Astăzi vom citi capitolele 8, 9 și 10 din Cartea Numeri. Vom afla despre sfințirea leviților, celebrarea Paștelui în Sinai și despre plecarea poporului din Sinai. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. Numeri 8. Domnul i-a vorbit lui Moise zicând: Vorbește-i lui Aron și spune-i: Când vei așeza candelele, cele 7 candele vor trebui să lumineze în partea din fața a sfeșnicului. Aron a făcut întocmai. A așezat candelele în partea din fața a sfeșnicului, așa cum îi poruncise Domnul lui Moise. Sfeșnicul era făcut din aur bătut. De la picior până la petale era din aur bătut. După modelul pe care îl arătase Domnul lui Moise, așa a făcut el sfeșnicul. Sfințirea și slujirea leviților. Domnul i-a vorbit lui Moise zicând: Ia-i pe leviți din mijlocul fiilor lui Israel și curățește-i. Iată ce să faci ca să-i curățești. Stropește-i cu apa curățirii de păcat, iar ei să-și radă trupul cu briciul și să-și spele hainele. Așa se vor curăți. Apoi să iau un taur și darul de mâncare făcut din făina aleasă amestecată cu ulei, iar tu să iei un alt taur ca jertfă pentru păcat. Să-i aduci pe leviți înaintea cortului întâlnirii și să strângi împreună toată comunitatea fiilor lui Israel. Când îi vei aduce pe leviți înaintea Domnului, fiii lui Israel să-și pună mâinile peste ei. Apoi Aron îi va înfățișa pe leviți înaintea Domnului ca o jertfă legănată din partea fiilor lui Israel. Și astfel, ei vor putea să îndeplinească slujba Domnului. Leviții să-și pună mâinile pe capetele taurilor, după care el să-i jertfească în cinstea Domnului, pe unul ca jertfă pentru păcat, iar pe celălalt ca ardere de tot, și să facă astfel ispășire pentru leviți. Apoi să-i pui pe leviți să stea înaintea lui Aron și a fiilor săi și să-i aduci ca jertfă legănată înaintea Domnului. Așa să-i separi pe leviți de ceilalți fii ai lui Israel și leviții vor fi ai mei. După ce i-ai curățit și i-ai adus ca jertfă legănată, leviții vor putea intra în cortul întâlnirii ca să slujească, căci ei îmi sunt dați pe deplin din mijlocul fiilor lui Israel. I-am luat pentru mine în locul tuturor celor ce sunt primul rod al pântecului, în locul întâilor născuți ai fiilor lui Israel. Toți întâii născuți ai fiilor lui Israel sunt ai mei, atât dintre oameni cât și dintre animale. I-am sfințit pentru mine în ziua în care i-am lovit pe toți întâii născuți din țara Egiptului. De aceea i-am luat pe leviți în locul tuturor întâilor născuți ai fiilor lui Israel. Eu i-am dat în dar pe leviți lui Aron și fiilor săi, ca să le slujească fiilor lui Israel în cortul întâlnirii și să facă ispășire pentru fiii lui Israel. Astfel, fiii lui Israel nu vor fi loviți de nicio urgie când se vor apropia de lăcaș. Moise, Aron și întreaga comunitate a fiilor lui Israel au făcut întocmai cu leviții. Fiii lui Israel au făcut așa cum i-a poruncit Domnul lui Moise cu privire la ei. Leviții s-au curățit și apoi și-au spălat hainele. Aron i-a adus ca jertfă legănată înaintea Domnului și a făcut ispășire pentru ei ca să-i curățească. După aceea, leviții au intrat să slujească în cortul întâlnirii înaintea lui Aron și a fiilor săi. Așa cum îi poruncise Domnul lui Moise cu privire la leviți, așa au făcut cu ei. Domnul i-a vorbit lui Moise zicând: Aceasta este o hotărâre în ceea ce îi privește pe leviți. De la vârsta de 25 de ani în sus, fiecare va putea să vină să îndeplinească slujba la cortul întâlnirii. Dar la vârsta de 50 de ani, trebuie să se retragă de la datoria slujbei și să nu mai lucreze. Va putea însă să-i ajute pe frații lui în cortul întâlnirii, la îndeplinirea responsabilităților lor, dar nu va putea să îndeplinească vreo slujbă. Așa să faci cu leviții în ceea ce privește responsabilitățile lor. Numeri 9. Celebrarea Paștelui în Sinai. Domnul i-a vorbit lui Moise în deșertul Sinai, în prima lună a celui de-al doilea an după ce au ieșit din țara Egiptului, zicând: Fiii lui Israel să țină Paștele la vremea hotărâtă. Să-l țină în a 14-a zi a acestei luni, între asfințit și întuneric, la vremea hotărâtă.
să-l țineți potrivit cu toate hotărârile și toate legile date cu privire la el. Moise le-a spus fiilor lui Israel să țină Paștele. Ei au ținut Paștele în luna întâi, în ziua a 14-a, între asfințit și întuneric, în deșertul Sinai. Fiii lui Israel au făcut așa cum i-a poruncit Domnul lui Moise. Au existat însă niște oameni care, fiind necurați din cauza că se atinseseră de un mort, n-au putut ține Paștele în ziua aceea. Ei s-au înfățișat înaintea lui Moise și a lui Aron în aceeași zi și i-au zis lui Moise: noi suntem necurați din cauza că ne-am atins de un mort, dar de ce trebuie să fim împiedicați să aducem ofrandă Domnului la vremea hotărâtă, împreună cu ceilalți fii ai lui Israel? Moise le-a zis: așteptați până voi afla ce va porunci Domnul cu privire la voi. Domnul i-a vorbit lui Moise zicând: vorbește-le fiilor lui Israel și spune-le: dacă cineva dintre voi sau din generațiile voastre viitoare va fi necurat din cauza că s-a atins de un mort, sau dacă va fi departe în călătorie, va putea totuși să țină Paștele Domnului. Să-l țină în luna a doua, în a 14-a zi, între asfințit și întuneric. Să mănânce mielul de Paște cu azime și cu ierburi amare. Să nu lase nimic din el până dimineața și să nu-i zdrobească niciun os. Să țină Paștele în conformitate cu toate poruncile date cu privire la el. Dar dacă cineva, deși este curat, nu-i plecat în călătorie și totuși se abține să țină Paștele, să fie nimicit din poporul lui, pentru că n-a adus ofrandă Domnului la vremea hotărâtă. Un astfel de om își va purta pedeapsa pentru păcatul lui. Orice străin care locuiește între voi și dorește să sărbătorească Paștele Domnului, să facă acest lucru potrivit legii Paștelui, ținând cont de poruncile date cu privire la el. Să aveți o singură lege, atât pentru străin, cât și pentru băștinaș. Norul de deasupra tabernacului. În ziua când a fost înălțat tabernacul, norul a acoperit tabernacul, cortul mărturiei. De seara până dimineața era deasupra tabernacului, arătând ca un foc. Așa era tot timpul. Ziua, norul acoperea tabernacul, iar noaptea arăta ca un foc. Când norul se ridica de deasupra cortului, fiii lui Israel porneau și în locul unde se oprea norul, acolo își așezau tabăra fiii lui Israel. La porunca Domnului, fiii lui Israel porneau și la porunca Domnului își așezau tabăra. Ei rămâneau în tabără atâtea zile cât norul stătea deasupra tabernacului. Când norul rămânea mai multe zile deasupra tabernacului, fiii lui Israel își îndeplineau responsabilitatea dată de Domnul și nu porneau. Uneori norul rămânea un număr mai mic de zile deasupra tabernacului. La porunca Domnului rămâneau în tabără și la porunca Domnului porneau. Uneori norul rămânea de seara până dimineața, astfel că ei porneau dimineața, când norul se ridica. Dacă norul rămânea o zi și o noapte, ei porneau atunci când se ridica. Dacă norul rămânea deasupra tabernacului două zile sau o lună sau mai multe zile, fiii lui Israel rămâneau în tabără și nu porneau. Ei porneau când acesta se ridica. La porunca Domnului își așezau tabăra și la porunca Domnului porneau. Ei își îndeplineau responsabilitatea dată de Domnul, potrivit cu porunca Domnului dată prin Moise. Numeri 10. Trâmbițele din argint. Domnul i-a vorbit lui Moise zicând: fă-ți două trâmbițe din argint, să le faci din argint bătut și să le folosești pentru convocarea comunității și pentru pornirea taberelor. Când se va suna din ele, toată comunitatea să vină înaintea ta, la intrarea în cortul întâlnirii. Când se va suna doar dintr-una singură, să vină la tine doar conducătorii, căpeteniile miilor lui Israel. Când veți suna alarma, să pornească taberele din partea de est. Când veți suna a doua alarmă, să pornească taberele din partea de sud. Să se sune alarma ori de câte ori pornesc. Când veți convoca adunarea, să sunați, dar să nu sunați ca la alarmă. Fiii lui Aron, preoții, să sune din trâmbițe. Aceasta să fie o hotărâre veșnică pentru voi de-a lungul generațiilor voastre.
Când veți merge la război în țara voastră, împotriva dușmanului care vă asuprește, să sunați alarma din trâmbițe și Domnul Dumnezeul vostru își va aduce aminte de voi și veți fi eliberați de dușmanii voștri. De asemenea, în zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre periodice, să sunați din trâmbițe peste arderile voastre de tot și peste jertfele de pace. Ele vor face ca Domnul Dumnezeul vostru să-și aducă aminte de voi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Poporul părăsește Sinaiul. În al doilea an, în luna a doua, în a 20-a zi a lunii, norul s-a ridicat de pe tabernacolul mărturiei. Atunci, fiii lui Israel au pornit din deșertul Sinai în călătoriile lor. Și norul s-a așezat în deșertul Paran. Era pentru prima oară când porneau la porunca Domnului dată prin Moise. Steagul taberei fiilor lui Iuda a pornit primul, potrivit armatelor lor. Peste armata lui Iuda era Nahshon, fiul lui Aminadab. Peste armata seminției fiilor lui Isahar era Netanel, fiul lui Tsuar. Iar peste armata seminției fiilor lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon. După ce a fost coborât tabernacolul, fiii lui Gershon și fiii lui Merari au pornit ducând tabernacolul. Apoi a pornit steagul taberei lui Ruben, potrivit armatelor lor. Peste armata lui Ruben era Elițur, fiul lui Ședeur. Peste seminția fiilor lui Simeon era Shelumiel, fiul lui Tsurișadai. Iar peste armata seminției fiilor lui Gad era Elisaf, fiul lui Deuiel. După aceea au pornit chehatiții care duceau sfântul lăcaș. Tabernacolul fusese pregătit înainte ca ei să sosească. Apoi a pornit steagul taberei fiilor lui Efraim, potrivit armatelor lor. Peste armata lui Efraim era Elishama, fiul lui Amihud. Peste armata seminției fiilor lui Manase era Gamaliel, fiul lui Pedahțur. Iar peste armata seminției fiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Ghidoni. Apoi a pornit steagul taberei fiilor lui Dan, care forma ariegarda tuturor taberelor, potrivit armatelor lor. Peste armata lui Dan era Ahiezer, fiul lui Amishadai. Peste armata seminției fiilor lui Asher era Pagiel, fiul lui Ocran. Iar peste armata seminției fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan. Aceasta a fost ordinea de marș a fiilor lui Israel, potrivit armatelor lor, când au pornit la drum. Moise i-a zis lui Hobab, fiul madianitului Reuiel, socrul lui Moise: pornim către locul despre care Domnul a zis, vi-l voi da vouă. Vino cu noi și ți vom face bine, căci Domnul i-a promis binele lui Israel. Dar el i-a răspuns: nu, eu nu voi merge, ci mă voi întoarce în țara mea și la rudele mele. Moise însă i-a zis: te rog, nu ne părăsi, pentru că tu știi unde putem să ne așezăm tabăra în deșert și astfel vei fi ca ochii pentru noi. Dacă vei merge cu noi, te vom face părtași la orice bine pe care ni-l va face Domnul. Și astfel, ei au pornit de la muntele Domnului și au mers cale de 3 zile. Chivotul legământului Domnului a mers înaintea lor cale de 3 zile, ca să le caute un loc de odihnă. Norul Domnului era peste ei în ziua când au pornit din tabără. Ori de câte ori chivotul pornea, Moise zicea: ridică-te, Doamne, dușmanii tăi să fie împrăștiați și cei ce te urăsc să fugă dinaintea feței tale. Și când se odihnea, zicea: întoarce-te, Doamne, la mulțimea miilor lui Israel. Te felicit pentru că ai ascultat pasajul biblic pentru astăzi. Ai fost atent la o condiție în ceea ce privește Paștele? Mielul trebuia să fie consumat în întregime și niciun os să nu fie zdrobit. Ce semnificație crezi că avea? Eu cred că semnifica deplinătatea jertfei Domnului Iisus Hristos, care trebuie acceptată pe deplin. Iar detaliul cu privire la interzicerea zdrobirii oaselor poate face referire la faptul că, pe cruce, oasele Domnului Iisus Hristos nu au fost zdrobite. Citește în Evanghelie acest detaliu. Cât de frumos este că, în Biblie, de la un capăt până la altul,
vedem un fir roșu al planului de mântuire a lui Dumnezeu. Aceasta este o confirmare a faptului că Biblia este de origine divină. Dumnezeu să ne ajute să citim în fiecare zi Scriptura și în felul acesta să înțelegem dragostea pe care Dumnezeu o are pentru noi. Să ai astăzi o zi binecuvântată. Pe mâine!